Este o problemă în teren sau un stadion, să vedem. Da, se pare că un spectator are probleme. Da. Intervine de urgență ambulanța. Dramatice aceste clipe. Este esențială viteza cu care se intervine. Dacă bineînțeles este vorba de o problemă cardio. Da, revedem parcă secvențe de la meciul dintre Cadiz și Barcelona. Întrerupt pentru mai bine de o oră. Tot din cauza unei probleme medicale pe care a avut-o un spectator. Cu două zile s-a întâmplat asta. Da, continuă să fie cald și asta cu siguranță impactează. Cald, emoții, cine știe ce altceva. Revedem faza primului gol al meciului, marcat de Farul, după pasa lui Pitu. Cu speranță aud aplauzele unor suporteri. Mă gândesc că nu poate fi decât un semn de bine și că cel căruia i s-a făcut rău în tribună este în regulă. Da, unul din spectatori părea să comunice cu cel care avea probleme medicale. La un moment dat, Federația știu că dotase toate cluburile de Liga 1 cu defibrilatoare. A, la meciul dintre Cadiz și Barcelona, portarul lui Cadiz a luat un defibrilator și l-a alergat cu el. A fost resuscitat acel fan și transportat la spital. A făcut înconjurul lumii sportive și nu numai, gestul lui Ledesma, portarul lui Cadiz, care mergea cu defibrilatorul în mână, ducându-l către omul care avea probleme. De incertitudine. Jucătorii așteaptă să rezolve medicii acest caz. Intervenția a fost destul de rapidă. Cred că sub un minut. Sub un minut, da. Da. Vorbeai de anii aia care, anii mulți care au trecut și noi tot nu avem autostrăzi. Bine măcar că am evoluat și există ambulanțe dotate cu tot ceea ce trebuie, nu ca pe vremuri, nu corespunzător cu targă. Da. Bine, sunt încă multe lacune legislative, inclusiv legea lui Mitică Dragomir, care trebuie îmbunătățită. Am văzut că are o ieșire astăzi în Gazeta Sporturilor, fostul șef al ligii, discutabilă ca justețe ieșirea lui, dar și legea aceea necesită îmbunătățiri, pentru că, câte am înțeles, este foarte greu aplicabilă.
în cazul unor delicte care se întâmplă pe stadion. Trebuie să ai un procuror de caz care să fie acolo. În fine, sunt mai multe cerințe care nu apar în lege. Se prelungește intervenția medicilor. Da, clipe tensionate pe stadionul din Ovidiu. I s-a făcut rău unui fan în tribună, a intervenit ambulanța și medicii încearcă să salveze viața acestui om. Spectator la Farul FC Argeș. Un meci care a început frumos, cu ocazii de gol, a ratat Farul. Au avut și piteștenii o ocazie bună de a egala prin Njike. Jucătorii caută să rămână în priză, să rămână încălziți, să nu iasă din febra jocului. Este o întrerupere lungă. Aplauze care, sper eu, urmărind acest cadru general, însoțesc o ieșire cu succes a medicilor. Da, nu mi-e deloc clar ce se întâmplă. Lucrurile se petrec, din câte mi-am dat seama, aici, la tribuna de unde sunt surprinse și aceste imagini, de unde este construit planul de filmare. Pare că fotbaliștii s-au așezat în dispozitivul de joc. Într-adevăr, ambulanța pleacă. Aplauzele, încă o dată, mă fac să sper că lucrurile sunt în regulă și că omul a fost resuscitat. Probabil va fi transportat direct la spital. Ne întoarcem la meci. Vor fi minute lungi de prelungire suplimentare pentru acest joc.